Miercuri la prânz, gruparea de ligă secundă CS Mioveni a susținut un prim joc de verificare pe sinteticul de la grupul școlar Colibaș, în compania colegei de eșalon Chindia Târgoviște. Elevii lui Alexandru Pelici au început mai bine partida, reușind să deschidă scorul prin Nilă în minutul 25. Până la pauză, CS Mioveni a mai avut și alte oportunități de a majora scorul, însă la cabine s-a intrat în avantaj de doar un gol. În partea a doua întâlnirii, Alexandru Pelici a făcut mai multe schimbări în echipă, dând astfel posibilitatea tuturor jucătorilor din lot să evolueze. La fel a procedat și omologul său de pe banca dâmbovițenilor, Nicolae Croitoru, care a introdus în teren mai mulți jucători tineri și de perspectivă. Până la urmă, oaspeții au plecat victorioși de la Mioveni, Honciu reușind o dublă pentru Chindia Târgoviște în minutele 65 și 85, provocând astfel prima înfrângere pentru echipa lui Pelici în jocurile amicale din intersezon. La finalul întâlnirii, antrenorul gazdelor Alexandru Pelici, cât și cel al Chindiei Târgoviște Nicolae Croitoru, s-au arătat mulțumiți de confruntarea de la Colibaș, mai ales că pentru fiecare echipă a fost primul test de după perioada de pregătire centralizată. Am întâlnit una din echipele bune ale campionatului, un test bun pentru noi și continuăm pregătirea cu jocuri amicale până la începerea campionatului. Sperăm să găsim formula ideală pentru începutul de campionat. Suntem în grafic, ca să spun așa. Am făcut o primă repriză bună, o primă repriză în care am condus ostilitățile, a doua repriză, în schimb, a fost mai slabă, am făcut greșeli destul de mari și asta este. E o perioadă normală și vis-a-vis de rezultate, pentru că încercați totuși să le dați la toți. Da, e normal. E normal să dăm șanse tuturor și după aceea să vedem ce va fi la final, tragem linia și să sperăm că găsim formula ideală pentru început de campionat. Sunteți, ca ultimă întrebare, sunteți optimist în perspectiva ceea ce se anunță în sezonul de primăvară? Sigur că suntem optimiști. Trebuie să fim optimiști, suntem obligați să fim optimiști după cele două rezultate cu Steaua, trebuie să credem în noi. Și nu avem motive să nu credem în noi. Credem că putem să facem cel puțin aceeași figură sau același parcurs ca și în turul de campionat. La fel ca și echipa din Mioveni, este primul joc după perioada de pregătire centralizată. Eu zic că a fost un test bun și pentru noi și pentru ei, mai ales că ne-a ajutat foarte mult și terenul și cred că e foarte important lucrul ăsta. Din punct de vedere al lotului, alte aspecte vis-a-vis de Chindia în perspectiva returului, ce ați spus? Sunt, spre deosebire de turul campionatului, sunt câțiva jucători noi, jucători tineri. Parte dintre ei, de fapt mare parte, au și evoluat astăzi, mai puțin Manea, care este și puțin accidentat. În schimb, ceilalți au evoluat și eu cred că au făcut-o destul de bine. Încercăm să-i integrăm și pe ei în colectivul nostru. Sunt jucători noi, sunt jucători, noi sperăm, de calitate și care pot aduce un plus pentru sezonul care urmează. Pentru galben-verzi urmează jocurile cu ASE și Rineasa, Liga a 3-a, vineri 10 februarie, ora 15, grup școlar Colibaș, CS Domnești, sâmbătă 11 februarie, ora 11, grup școlar Colibaș, Metaloglobus București, miercuri 15 februarie, ora 12, la București, și ASE Hărman, sâmbătă 18 februarie, la ora 11, la Mioveni.